Bună, dragilor, eu sunt Maria Coman și vă prezint Talk about TikTok. O emisiune în care vreau să aflăm împreună care este uh, povestea din spatele filmurețelor, TikTokerilor voștri preferați și de succes, uh, dar și dacă ei sunt la fel cum sunt ei pe TikTok și în realitate. Astăzi am alături de mine o persoană care pe mine mă inspiră foarte tare. O persoană pe care am avut cura cura norocul să, să o cunosc. Atât, atât am de zis efectiv, Unica. Bia. Bia. Atât. Bun. Mă bucur că te-am alături de mine pentru că ești o persoană care chiar mă inspiră, îmi dai mereu un vibe pozitiv. Te-am descoperit întâmplător pe TikTok și ți-am dat follow din prima. Adică primul filmuleț ți-am dat follow instant pentru că mi-ai dat un vibe foarte bun și mă faci mereu să râd și ești un om minunat. Deci mulțumesc foarte mult și vreau să îți laud foriul. Deci dacă am apărut, am apărut eu pe foriul tău, fată, ești o fată de milioane, nu știu cum să-ți explic. Continuă, îmi place. Uh, da, cum spuneam, noi ne-am cunoscut uh, vara aceasta în centru vechi. Nu dăm detalii. <laughs> Nu dăm detalii. Nu dăm detalii, dar, -am, Mă bucur că te-am cunoscut, și, cum am spus, ești, la fel ca pe TikTok. Are aceeași energie, același vibe pozitiv. Și uh, vreau să te întreb, te-am descris așa cum te văd eu, dar cum te descrii tu pe tine? Wow. M-aș um, descrie ca o persoană care trăiește viața efectiv. Deci îmi place viața, îmi place să trăiesc viața, îmi place să profit de faptul că trăiesc și îmi place să mă distrez extraordinar de mult, îmi place să am alături de mine persoane care sunt mi dea vibe-ul pe care eu îl transmit după aia mai departe. Știi ce spun? Într-un cuvânt, nu știu, minunată, mirobolantă, fabuloasă, <laughs> Mai multe cuvinte, nu da, contează. Cred că deja ați observat, Abia este o persoană foarte încrezătoare în ea. Și vreau să te întreb, unde încape atâta încredere? De, de unde o e? Deci vreau să spun că încrederea pe care o am eu în mine este datorită zodii mele, sunt zodia leu cec, deci nu, nu există, nu există. Am ascendent în balanță, țin să mai menționez, dacă se pune, se pune, nu se pune. Ai, ai o zodie pe care nu o suporti? o serie pe cum? care nu o suport. Nu pot să zic asta aici, dar <coughs> nu, nu. Ai nu dăm din casă. Nu astăzi. dăm din casă, nu dăm. Ai peste 240.000 de fani, oameni care te urmăresc pe TikTok și uh, vreau să te întreb care este povestea din spatele TikTok-ului Că a explodat dintr-o dată, într-un timp record și presupun că există o poveste în spate. Cum ai început tu TikTok? Spate deci practic mă întreb uh, da, cum am început eu TikTok? Da, da. Wow! Deci, așezați-vă efectiv pentru că ceea ce urmează este bombă nucleară, pur și simplu. Uh, eram într-o noapte și mă uitam pe Foriu, Deci eu am TikTok de super mega mult timp, nu știu de când a apărut, dar uh, niciodată n-am postat la modul serios, adică să fiu eu TikTok, să, să fiu eu influencer, da, să da. fiu nu. Uh, mai postam așa chestii la mișto, pur și simplu. Deci fix de fan, fix pur și simplu ca să mă simt bine. Și le vedeau cei 20 și ceva, 30 de urmăritori pe care i -i aveam, printre care se află și mami, te pup mami dacă vezi asta. O salutăm, o Așa. Uh, și aveam gen 3 like-uri. Unul de la mine, ca să ne înțelegem. <laughs> și uh, vreau să spun că într-o noapte, mai exact pe la vreo 12.30 dimineața, am văzut pe For You un tric din ăsta nebun că dacă îți bagi un deget pe gât, știi? Știu TikTok-ul. Știu da, TikTok, exact, da. Cred da. că o să o să punem. Uh, da, și mi s-a părut foarte fascinant că gen dacă îmi bag mâna pe gât și de la mâna înaltă strâng știu că sună penibil, dar efectiv este fascinant și de la mâna cealaltă strâng un deget în pumn. Nu mai am gag reflexul ăla, știi ce spun? Am, am înțeles. Deci okay. genial, okay. da. Și de acolo a pornit m-am culcat și următoarea zi de dimineață când m-am trezit, aveam 15.000 de vizionări. Mi-am sunat tot neamul și le-am spus că eu devin celebritate și că eu plec de acasă și că mă duc în lume și că gata, gen, pregătiți-vă că ies și dau autograf. Deci de la TikTok ăla tu ai izbucnit. Da, da, de la TikTok ăla eu am izbucnit. Apoi am început să răspund la comentarii. Și așa a curs treaba Așa apoi am început să arăt cine sunt eu de fapt Că n avei cum să-ți dai seama Cine sunt eu de la faptul că mi-am băgat o mână pe gât da. Ai postat recent un TikTok Pe care eu vreau să-l vedem împreună Să comentăm puțin pe el frică puțin Ia oh, uite O, oh, Asta da. oh, deci, este glow-up-ul tău Da, asta este Ce părere ai despre acest TikTok? Eu am dat like acestui TikTok. Eu sunt foarte, foarte mândră de el. Ce părere pot să am? Sunt superbă acum. Arăt foarte bine și îmi place. Îmi place ce văd. Că tot am vorbit de încredere, ce-a însemnat pentru tine schimbarea asta de loc? Acceptarea mea, efectiv. Cam așa aș descrie-o. Ți-a oferit un boost mai mare de încredere? Tu nu mă vezi, fată? Adică, pe bune, normal, normal, uite-te puțin, cu cine vorbești? Mă vezi relaxată, toate alea? Când ai tuns? Cam prin ce perioadă? Aveam 14 spre 15 ani. Și înainte de, de treaba asta, pentru că poate sunt copii care ne urmăresc și vor să fac o schimbare la ei, ți-a fost frică de ce o să zică lumea? În perioada respectivă, da, adică eu m-am acceptat pe mine destul de greu, sincer. Mi-a fost destul de greu să mă accept pentru că mi se părea ceva total diferit, știi, ieșit din normalitatea societății, normalitatea pe care societatea, practic, ne-o impune. Da. Și atunci am zis, iolo, pur și simplu, adică hai să vedem ce se întâmplă. Da, și a fost super mega ok. Eu, dacă ar fi să dau, practic, mă, mă pui să le dau un sfat. Pur și simplu, luați-vă cât timp aveți voi nevoie, nu e nicio grabă, aveți tot timpul din lume și stați foarte mult cu voi și cu persoanele lângă care efectiv chiar vă simțiți voi și o să vedeți unde ajungeți. O să fie totul bine. Și ce-au spus restul despre schimbarea asta? Când că -au văzut? sunt superbă, că mamă ce bine ai făcut, ai văzut și tu TikTok-ul, sincer, ai văzut exact, cum arătam. Da. Period, pur și simplu. Dacă Bia de, de acum ar putea să-i spună ceva Biei de atunci, ce ar spune? Tunde-te mai repede, pur și simplu. Tunde-te mai repede, fata mea, <laughs> crede-mă. <laughs> Vreau să știu cum erai tu în copilărie. Cum era Bia copil? Adică dacă ai chiar o amintire pe care vrei să mi-o spui. Deci eram un copil foarte Curios foarte curios. Îmi plăcea să încerc tot felul de chestii noi. Deci m-am dat pe skateboard, am făcut pian, eu, n-am, zero talent, pur și simplu. Ce am făcut? Karate, judo, eu. Deci toate sporturile pământului nu s-a lipit nimic de mine. Deci am fost, da, un copil care a vrut efectiv să le încerce pe toate, să văd care e drumul meu. Da. Dar chiar voiam să te întreb dacă ai practicat vreun sport, că tu mereu dansezi, cânti, faci ceva, nu ești am un făcut, static. Am făcut dansuri când eram mai mică. Împreună cu sora mea, care este cu patru ani mai mică decât Trei ani și 8 luni, exact. <laughs> și uh, am făcut dansuri împreună, ea făcea balet, eu făceam dansuri sportive, cred că se numesc. N-am făcut mult timp. Dar uh, eu acum dansez pe acasă, știi, de fericire, în funcție de mood. Na, și dimineața și seara și când te trezești când te culci. absolut în orice și pe stradă și oriunde. Când îmi vine? Apropo de sora ta, vreau să întreb, îi sugerez și ei să, să se apuce de TikTok, așa cum faci și tu? Măi nu știu, dar, dar sincer, da. Într-un fel, sincer, da. Pentru că sora mea este o adevărată artistă în tot ce înseamnă make-up pus de unghi, adică o pasionează e foarte, foarte, să zic așa, ahtiată de feminitate. Știi ce spun? Da. Și Chiar aș vedea-o pe și, acea parte a TikTok-ului. Și seamănă cu tine, adică e și ea la fel de activă, nu e, cum să zic, nu e frică de cameră. A, adică ar fi lejer să știu, facă treaba asta. Asta nu știu exact, dar nu o văd să fie frică de cameră, nu. Dacă toți suntem în, în zona asta de, de copilărie, de familie, vreau să știu cum a reacționat mama ta când a văzut că uh, oamenii te îndrăgesc, că oamenii te, te opresc pe stradă și ne uh, place de tine. Mami este fana mea numărul unu, mă urmărește și e, cred că este prima care îmi dă like. Efectiv, îi apare notificare că gen, telefonul e ceva, deci nu a postat fita. <laughs> La revedere! Și mama îmi dă like și i-a -a plăcut... I-a plăcut foarte mult ceea ce fac. Pentru că nu fac nimic rău, știi ce spun? Și m-a da. susținut în chestia asta. Chiar se bucură pentru mine. Cum, cum a fost când ai fost prim, pentru prima dată oprită pe stradă? Că e, cel a puțin. Fost... Scuze că te întrerup, dar atunci când am ieșit noi, efectiv te-au oprit destul de multe persoane. Făceam câțiva pași, te oprea cineva, voia să facă poză cu tine. Ești foarte admirată și iubită de lume. Și eu iubesc pe ei, deci efectiv mă emoționează maxim când se întâmplă chestia <laughs> da, asta. Da, știu, pentru că de fiecare dată faci un fel de story time și zici că uh, omul tu care m-ai oprit mi-ai făcut ziua mai bună. Da, da, da. Deci da. toată lumea. Da, uh, deci prima și prima dată, când m-a oprit cineva pe stradă, aveam, cred că... 50 și ceva de mii de urmăritori. Și este vorba de o fetiță, dacă vezi asta te pup. Um, și mi-a spus că, uh, wow, tu ești fata aia de pe TikTok, bia târâsă. Și am zis, eu am rămas șocată, efectiv, eu nu mă așteptam să mă recunoască cineva, adică n-am crezut că o să ajung în punctul ăla în care să mă oprească oameni random pe stradă și să-mi zică... Și Putem să facem o poză, te rog frumos. Nu știu, știu cum să reacționez, nu mai știu ce față am făcut în poza aia și îmi pare foarte rău. Dar uh, m-am bucurat extraordinar de tare, m-am emoționat maxim. Deci, maxim. Știi că noi când suntem mici ne proiectăm lucruri din viitor, ne gândim cu cine o să fim împreună, ce job o să avem, unde o să locuim, ne facem cumva niște filme. Tu te-ai văzut așa de la început, cum ești acum? Te-ai văzut așa? Gen de când eram eu mică, dacă da, m-am văzut da. așa. Expectation? Nu știu dacă neapărat atunci când eram mică mă vedeam așa. Atunci când eram mică eram ca un copil din la mic pe care îl oprești pe stradă. Ce vrei să te faci când ești mare? A, polițist. Dar la liceu, categoric, m-am văzut, văzut pe drumul ăsta. Deja de prin clasa a 10-a m-am văzut pe drumul ăsta pentru că mă implicam în tot felul de activități, balul bobocilor. Deci eu trebuia să fiu mereu acolo, nu contează. Da, chiar. Tu ai foarte multe story time-uri uh, cu lucruri pe care le-ai făcut în liceu, și vreau să te întreb, liceul a fost cea mai importantă perioadă? Da, ta? da, jur. Deci, liceul a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea, pur și simplu. Ăla a fost și momentul în care eu m-am descoperit pe mine, am descoperit persoanele. lângă care vreau să stau, gen, tipul de persoană, știi, cu care buiesc așa, știi, mă regăsesc în acea persoană. Totul, efectiv. A fost minunat în liceu. Totul, 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 totul. Absolut totul. Și majoritatea a, în liceu trăim prima dragoste și vreau să te întreb cum au fost primii fluturi în stomac pentru tine? A fost... Uh... S-a roșit. <laughs> Vă zic că s-a roșit. Da, uh, primii fluturi din stomac au fost, uh, cred că niște fluturi de noapte, dacă îi să mă întreb pe mine. <laughs> Pur și simplu. Știți ce asta? <laughs> pentru că e, știi cum e, e? Prima dragoste e cea, cea mai dubioasă, pentru că tu nu știi da. ce vrei. Nu. Nu știi ce vrei, nu știi cine ești, nu știi ce cauza o persoană. Ești acolo pur și simplu, mama asta e gata, deci asta este persoana mea. Deci nu mă interesează, nu? Da? Este o nebunie totală. Da, deci pot spune că au fost fluturi de noapte, maxim. Ai postat un story în care ai spus că urmează să apar la o emisiune și ai rugat pe urmăritorii tăi să îți scrie, să-ți lase câteva întrebări. Și am luat, vreau să răspunzi la câteva întrebări puse acolo. Cine te-a ajutat să ajungi persoana de astăzi? Mi-a plăcut foarte mult întrebarea asta. Sincer, cred că absolut toate persoanele pe care le-am întâlnit toată viața. Așa deci nu este. cred că e o persoană anume sau e un moment anume. Absolut toate experiențele pe care eu le-am avut de când m-am născut și până în zi de azi m-au făcut persoana care sunt astăzi și care voi fi în continuare. Și care e momentul în care s-a produs o schimbare? Ai simțit o, o schimbare în tine? Schimbarea majoră uh -huh. a fost când m-am tuns, deci okay. la 15 ani, și a doua schimbare majoră la modul de. mai aveam și eu niște creier în cap. Uh, maturitate cec? A fost când am terminat liceul. Ok. Uh, acum vreau să abordăm un subiect uh, mai sensibil. Uh, faci parte din LGBT și te apreciez foarte tare că, că ai recunoscut asta public. Uh, de ce ai decis să faci acest lucru? De deci ce am decis să fac parte din LGBT? Nu, de deci ce ai decis să, să spui asta public? Să. Ah, ok. Cumva să încurajezi oamenii care vor să spună și ei să facă și ei treaba asta, să nu se ascundă? Ah, ok. Păi este. Deci, în spate este o poveste gigantică pe care chiar aș vrea la un moment dat să o spun. Uh, dar, long story short, eu sunt de părere că trebuie să ne acceptăm pe noi așa cum suntem. Da. Și eu, mereu pe bă, profilul meu de TikTok, pe contul meu de TikTok, mereu am fost tru cu oamenii mei, cu Așa este. urmăritorii mei. Am primit întrebări, am răspuns la ele. Știi, cam asta e chestia. Dar asta nu înseamnă că mă las definită de un anumit lucru, adică de chestia asta, știi? Nu mă las definită de chestia asta, dar este ceva de al meu. Și dacă oamenii au fost curioși să mă întrebe. Ai fost judecată pentru asta? Nu, niciodată. Și vreau să le spui celor de acasă, ce sfat ai pentru oamenii care vor să spună și ei, la rândul lor adevărul? Să, să fie siguri pe ei, în primul rând, să, gen, take your time, efectiv, gen, stai tu cu tine, cu prietenii tăi, exact ce-am zis și înainte, uh, și dacă tu chiar simți că ești pregătit, fă-o, dacă nu simți că ești pregătit, ai răbdare. Îți mulțumesc foarte mult că mi-ai răspuns. Uh, și mai vreau să abordăm un subiect sensibil, mai ales în rândul adolescenților, aud tot mai des uh, de relații toxice. Și vreau să te întreb, cum, cum privești tu situația asta, de relațiile toxice și cum ar trebui să scape adolescenții din ele. Păi, în primul rând, ar trebui să aibă mare grijă. Viagen, aici cu sfaturile mele, eu sunt expertă ce pot să spun. Nu. Așa, în primul rând, ar trebui să fie siguri că acea persoană nu este toxică, ceea ce este imposibil să dai seama, check, pentru că persoanele toxice de obicei sunt fix cele care se ascund cel mai bine, care par fix ceea ce nu sunt. Adică în momentul în care tu întâlnești o persoană toxică, o să ți se pare cea mai dulce persoană de pe fața Pământului. Ca o mică paranteză, eu nu sunt toxică, eu chiar sunt cea mai dulce persoană de pe fața Pământului. Da, chiar este. <laughs> dar dar Continuăm. Dar ca sfat, ascultați-vă efectiv prietenii. Deci mai mult ca sigur, știi cum e când ești într-o relație toxică, prietenii mereu îți zic, sau familia, sau așa Mersi, mai departe. Via. Mă, nu e ce trebuie. Nu e ce trebuie Nu e ce trebuie, ești de acolo Și tu ești gen, are ceva asta cu mine Nu știu ce, nu, ascultă, nu, ascultă. Da. Oamenii din exterior, am observat și eu După, îți dai seama că după Vezi niște lucruri Oamenii din exterior cred că sunt cei mai potriviți da, Oamenii da, pe care da. chiar trebuie să-i asculți Pentru că ei văd mai bine situația Tu din interior ești cam orbit Ai asta ochelari este... de cal efectiv da, Adică tu vezi, nu vezi, așa. numai persoana aia Și punct, nu există altceva Dar tu, tu ai trăit? O poveste mai toxică? Da, nu, nu am trăit toți? Exact. Și cred că astea ne și constresc cel mai, cel mai bine. Categoric. Și cum ai ieșit din ea? Sincer. Ascultându-mi. Mi-am ascultat și prietenii la un moment dat. Ok. Apoi m-am ascultat pe mine. Dar tot, te-ai lăsat să te dai tu cu capul de sus ca să. A, categoric, categoric. pe păi asta faci întâi. Întâi, și întâi asta faci. Pe jumătate. I-am ascultat după aia. După ce am dat cu cap, știi, eram uh, ok, bun, hai că te ascult. Da, spune. Da, nu. I-am ascultat prietenii după ce am dat cu capul de un zid foarte mare. Bia, vreau să te întreb. Uh, tu ești mereu fericită? Pentru că te văd, lumea te vede fericită, mereu, uh, cântând, dansând, cu vibe bune. Dar vreau să știu, uh, ai și momente în care ajungi acasă și plângi? În ultimul timp chiar n-am mai avut, dar evident, ca orice, orice om de pe fața Pământului, am avut cu toți un moment în care am ajuns acasă sau în autobuz sau oriunde și ne-a pumnit plânsul, dar overall, dacă e să trag o linie, mă consider o persoană extraordinar de fericită. Extraordinar de fericită. Pentru că majoritatea trec prin momente mai grele și se întreabă, mai cum să trec peste perioada asta? Ai un sfat? Cum să treci peste perioadele astea? Ce trebuie să faci? Uitați-vă la mine pe TikTok și o să treceți peste aceste perioade nașpa, pur și simplu, pentru că eu încerc să vă dau un vibe mișto și reușesc, dar asta decideți voi. Dar asta este. Da, Subscriu. asta e sfatul meu. Subscriu. Chiar da. Vă sugerez să faceți ce a spus Bia. Mie mi-a mers. Acum... Toată lumea zice că arăți de 13, 14, 15 ani, oricum nu de 21. Știu? Ai profitat de treaba asta? Oh, my God! <laughs> da! Deci, efectiv, da. Vrei să-ți explic cum? Da, te rog. Am spus aici. și într-un TikTok, dar mi se pare. Mă iubesc pentru ce am făcut. Deci, eram odată în autobuz și au venit la mine controlorii. Evident, bine, asta se întâmpla acum 2 ani, eu sper, eu sper să nu-mi iau amendă abia acum, dar mă rog, așa. Și eram eu în autobuz, nu știu ce, și au venit controlorii a cardul ăla de validare, nu știu ce, și am zis că nu l-am la mine. Și uh, tot atunci mi-am dat seama că elevii pe atunci, acum un an, doi ani, nu mai știu când, aveau gratis. Uh -huh. Nu da. știu dacă mai au n-am. Și am zis uh, m-au întrebat câți ani am. Și am zis 16. <laughs> deci aveam cât 19, 20 pe acolo. 16. Uh, păi și unde te duci? Uh, mă duc să mă tund. Și de unde ești? Zic, sunt din, din Șinca, din liceu pe care oricum l-am făcut, deci, adică nu mințeam. Așa. A, păi arată și mie o poză cu carnetul de elev. Și m-am prefăcut că stau și caut în telefon, dar până la urmă m-au crezut pe cuvânt, gen, uite-te la fața mea, uite-te la wow. fața, așa am scăpat. A, și pe Herăstrău, vreo 2 ani de zile, 2 ani de zile, m-am dat cu vaporașul, nu mai știu dacă gratis sau la jumătate de preț, pentru că copiii până în 13 ani au reducere. <laughs> și știu că acum conduci. Da. Ți s-a întâmplat? Nu, polițiștii nu te opresc să te întrebe de ce conduci mașina? Deci, m a oprit poliția doar de două ori până acum. Uh, de fiecare dată m-au întrebat, dar tu câți ani ai de conduci? Și a doua oară mi-a pus și etilotestul nu, ca să fie mă complet. Da, ba da, s-au mirat. Adică mi-au zis că uh, eu sunt genul de persoană pentru care s-ar da prin stație că minor la volan, minor la volan, dosar penal, cec. Da, asta este... Eu mă accept, adică e tot ok. Asta îmi face viața palpitantă, pur și simplu. Am o curiozitate personală. Cât îți ia să faci TikTok-uri? Adică atunci îți vine ideea, atunci ți se întâmplă ceva și atunci te-a pus să filmezi? Da. E, asta se întâmplă, nu? Da. Adică nu stai, nu îți nu faci cadrele, nu... Nu, am făcut asta. Am și câteva TikTok-uri în care chiar mă chinui și am observat un lucru. tiktok la care chiar mă chinui să iasă bine, fix alea nu au succes. Deci, efectiv, dacă scot telefonul din buzunar și sunt, mamă, uh, fiți atenți și am pățit acum 3 secunde, efectiv, bubuie. Dacă mă chinui să fac o anumită chestie, nu prinde. Deci, asta ar trebui să facă lumea dacă vrea să se apuce de TikTok da, și să da. bubuie pe internet. Da. Să spună ce se Să fie spontani. Da. da. Uh, voiam să te întreb. Toată lumea, de fapt, se întreabă câți bani faci din TikTok sau dacă poți să trăiești din TikTok. Spune-ne tu, Bia, ai dat un sfat oamenilor, gen, băi, apucați-vă de TikTok că faceți bani? Din TikTok, eu fac... Nimic. <laughs> 0,0 lei. Deci nu fac nici... Un ban din TikTok, indiferent că am 240.000 de oameni, fac pariu că și la un milion la fel o să fie, nu se fac bani din TikTok. Faci bani eventual din promovări. Gen din te vede, spre exemplu, nu știu ce companie pe TikTok și zice, wow, promovează și mie nu știu ce produs, că îți dau atât. Ceea ce mie nu mi s-a întâmplat. Așa, dar oricum, eu din TikTok produc în momentul de față 0 lei. Yes! No tengo dinero! Te ascult. De ce este pasionată Bia și publicul nu știe? Deși tu ești ca o carte deschisă. Da, sincer. De ce este pasionată Bia și publicul nu știe? Spicy. Um... Chiar știe toată lumea tot despre tine? Nu este niciun mic secret. La hobby-uri și pasiuni? Mm -hmm. Fată, nu. Deci Ai chiar tot? nu, îmi place să când nebună prin casă ce mă pasionează dansul clar. Da, deci nu e nicio pasiune de mea ascunsă. Dar de ceva ți este frică? Ai o frică anume? mai da, am mai multe frici, evident. Sunt și din alea mi-e frică de avion de înălțime. Uh, dar cea mai mare frică mea este să nu cumva, să nu pot în viitor... Să mă susțin eu pe mine, gen să fiu eu independentă și tot ce-mi trebuie mie. Deci, asta e frica mea cea mai mare, să nu cumva să nu reușesc să fiu eu de ajuns pentru mine. Wow. Deep. Chiar, chiar a fost? Da. Mă, mă, da. Încă mă gândesc la treaba asta. Și, mie, una, mie mi-e frică. Nu, nu o să spun de ce mi frică, pentru că știi, când îți spui ce, de ce ți este frică, Aia că se asta întâmplă. se întâmplă. Mulțumesc că m-ai întrebat atunci ce pot să spun. Mi-ai făcut-o. <laughs> asta este. Ai intrat în cap, că n-ai -ai ce să mai faci. Spune-mi trei lucruri care te fac pe tine fericită. În afară de mașina ta, pe care știu că o iubești, este iubita ta. Trei lucruri care mă fac pe mine fericită. Hmm. Oamenii pe care i-am în prezent în viața mea asta, implicând familie, prieteni și așa mai departe. Uh, eu, evident, eu mă fac foarte fericită pe mine, pur și simplu. Uh, al treilea, al treilea, al treilea. Nu, două am. Ai spus că tu te faci fericită pe tine? Da! Deci, asta este tot ce contează. Asta vreau să subliniez. A, Trebuie a vor, să da, fiți fericiți da. cu voi, în primul rând, după exact. cu alte lucruri. 100%. Știu că ai absolvit ASEUL. Mai exact, marketing. Vrei să profesezi în domeniu sau vrei să mergi tot așa pe online? Cum îmi este calea, eu pe aia o iau. Adică nu știu cum să-ți explic. Eu oricum nu vreau să fac ceva din online la modul carieră, pur și simplu. Adică doar din aia să trăiesc. Îmi prezentam un job. În și domeniu marketing? Nu este neapărat pe marketing, dar este pe un domeniu stabil. Okay. E tot ce pot să zic. Deci e tot foarte ok. Și vrei să continui așa, pe, pe făgașul da, ăsta? Da, da. Se vede că iubești camera. Chiar o, o iubești. Mă uit la mine acolo și nu știu nici ce cameră mă văd. A, de acolo? Vă pup. Și te-am întrebat dacă, dacă vrei să continui pe online. Dar vreau să știu, vrei să să rămâi în țară sau vrei să pleci? Te-ai gândit vreodată să pleci în afară? Da. Categorie. Ne-am gândit toți, adică pe bune. Da, chiar, să fim sincer, da. deci ne-am gândit toți. Dar, în același timp, te întrebi, ok, bun, plec și, gen, și o iau de la zero, undeva unde nu știu pe nimeni, unde nu mă oprește lumea pe stradă să facă poze cu mine și așa mai departe, nu există, nu. Momentan, chiar vreau să, adică eu mă văd pe mine foarte fericită și stabilită aici, în România. Și mai, mai încolo, nu excluzi de asta. Nu exclud, pentru că n-am de unde să știu ce va fi. Cine știe ce gânduri o să-mi vină mie prin cap sau cum o să se schimbe viața mea sau așa mai departe și o să plec. Știu că ai făcut un scurt filmuleț pe TikTok despre un accident prin care ai trecut zilele trecute și știu că ai învățat și o lecție destul de importantă din accidentul ăsta și vreau să-mi să împărtășești și mie în primul rând, da. că nu am reușit să vorbim. Vreau să îmi spui ce ai învățat tu din, din accidentul ăsta, din întâmplarea asta. Că, efectiv, bine, da, asta oricum știam. Dar acum mi s-a adeverit ceea ce am crezut mereu și ceea ce știam mereu. Uh, viața este cel mai important lucru de pe fața Pământului. Efectiv, nu contează altceva. Deci nu contează altceva. E efectiv, în momentul în care îți vezi, practic... Viața. Doamne ferește, cu ochii. Da. Um, nu te mai interesează, nu, nu te mai gândești la altceva. Te gândești din, Asta a, a fost. Gata. Știi? Și de-aia mi-am dat seama, nu, deci efectiv mă bucur maxim că toată lumea care a fost implicată în acel accident este, este adică. bine. Deci mă bucur extraordinar de mult. E... A fost horror. Horror. Mă bucur că sunteți bine, chiar mă bucur de treaba asta uh, și ai dreptate, chiar trebuie să apreciem mai mult viața Categoric. și oamenii din jurul nostru. Categoric. Uh, mie mi se pare că trăim, suntem în, uh, în perioada asta în care suntem foarte orgolioși noi ca adolescenți, adică ar trebui să nu mai fim așa. Tu ce zici? Da și nu, adică orgoliu este bun și el, știi? Fără orgoliu, nu știu, te ia lumea de fraier un pic? Știi ce spun? N-ai schimbat asta la tine? Orgoliul? Da, nu. Niciodată, Fată niciodată. Ce, da, normal ce ești eu, adică... Da, acum detalii, detalii, dar oricum nu, n-aș schimba orgoliu. Datorită, datorită orgoliului sunt aici, uite-mă. Deci nu există niciun lucru pe care tu l-ai schimbat la tine. Te iubești foarte mult și asta nu este un lucru rău. Da, nu, n-aș schimba nimic la mine. M-am gândit nimeni. puțin ca să fiu sigură, gen, dar nu, nu, n-aș schimba nimic la mine. Uh, știu că TikTok-ul tău se bazează pe story uri pe lucruri spontane, uh, dar totuși vreau să te întreb, uh, îți iei inspirația de undeva sau, să o luăm altcumva, uh, admiri? Sunt niște tiktok pe care îi admir din afară sau chiar din România? Sunt și pe foarte care mulți tiktok pe care eu îi admir. Foarte mulți. Hai să-i spunem. Îi spunem? Câțiva, câțiva, pe care tu îi admiri foarte mult. Mario Roșu, iubirea vieții mele, te pur te și pupăm, simplu. Mario? Mario, te pup! Da, deci nu, Mario este next level, eu îl admir extraordinar de mult pe omul ăsta. Uh, și Miruna. Deci, Miruna... Fata de la radio, nu? Deci, este... Pentru mine a fost un șoc când am văzut că această fată este... Cum este pe TikTok, așa este și în real life. De altfel, ca și tine. Exact. Eu exact. sper să. Păi aici, în, în platou. Îți trebuie. Iar, îți trebuie, Mario Roș, un platou. Îi cunosc pe amândoi, îi urmăresc pe amândoi, vă pup vă, și vă salut. Și. Uh, o întrebare de. Iuliana Beregoi sau Andreea Bostanica? Iuliana Beregoi. Iuliana Beregoi. E aici? E aici? Unde? E, <laughs> nu, dar promit că facem cumva. Trebuie deci, să sincer, mă deci nu. Îmi tremură mâinile, deci dacă mă gândesc că vine... Da. Iuliana, uh, de clar, clar. Dacă ai un mesaj pentru oamenii care te urmăresc sau pentru cine vrei tu, uh, scena este a ta, te rog să... Un mesaj pentru oamenii care mă urmăresc? Păi le dau mesaje zilnic. Dar... Uh, Uite are. aici, în camera, în camera asta. Asta... Aici? Aici, da. Uh, păi, uh, vă dau mesaje în fiecare zi prin TikTok-urile mele fabuloase. Uh, râdeți, fraților, deci râdeți non-stop, bucurați-vă, simțiți-vă foarte bine. Deci, altceva, nu știu ce, să, ce să le-aș le spune, nu știu. Uh, mulțumesc că mi-ai acceptat invitația, Bia Mulțumesc că m-ați invitat, efectiv <laughs> Deci mi-a plăcut maxim Mi-a așa de bine pe cameră, doamne Ador, da Și mulțumesc că, că, că M-ați ascultat uh, O să fur pe Bia să facem niște TikTok-uri Evident că Evident, nu se poate altcumva. Normal, normal uh, Vă rog altcum. să scrieți în comentarii ce TikToker mai vreți Să, să aduc în platou Și uh, dacă aveți idei pentru mine Hello, roșu. Mario Roșu, efectiv. Scrieți acolo în comentarii, dați-ne dați subscribe subscribe pe canalul nostru de YouTube Wow News și urmăriți-ne pe TikTok pe WowBiz. Bună seara sau zi bună, Băi, indiferent deci bună la ce seara, oră vă uitați. Așa se zice. Băi, deci bună seara. Mulțumim că ne-ați urmărit.